țară. Sunt fostul președinte al României, Ion Iliescu, cu practic 3 mandate constituționale. Încă de la vârsta de 45 de ani am avut probleme de erecție. În sensul în care nu mai puteam să-mi satisfac soția pe linie de sex din pricina unor disfuncții erectile care mă enervau cumplit. Am început la un moment dat să folosesc tot felul de metode tradiționale. De exemplu, sucul de țelină, care este bine cunoscut încă din cele mai vechi timpuri ca un remediu tradițional împotriva acestor disfuncții erectile. Nina, dragă, pregătește-te că vin. Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu eu, atunci cine? Te tăvălesc pe-n pat ca pe plătică. Vezi, perețește, îi spăl cu tine. O să facem dragoste ca calcanul cu plătică. În noaptea asta, ești doamna mea, te consider practic la nivel de ciciolină. Am încercat apoi să ne condimentăm viața sexuală la nivel de pornografie. Am devenit doi maniaci sexuali, doi oameni care încearcă să se reinventeze, practic, din toate aceste puncte de vedere. Am apelat la sfaturile Laurei Andreșan, care ne-a dat, practic, întreaga sa operă formată din două cărți pornografice. Nelu, come to mama! Nina, dragă, aș vrea să te rog, pe linie de comunicare între noi doi, să-mi spui același lucru, la fel de sexy, la fel de pornografic, dar în limba rusă. Privadica mnev gosti! Nina, dragă, știu care să te șocheze ce am să spun acum, însă, din punct de vedere pornografic, pe linie sexuală, vreau să faci ceva ce nu mi-ai făcut niciodată. Ia astea. Mai încolo vreau să mă și legi. Să mă simt ca arestat de parchet. Nina, dragă, ia biciu și practic încingem curul. Vreau să am niște senzații. Simt că asta m-ar putea practic revigura din punct de vedere pornografic. Dă-i. Mai tare. Nu dă-i cu forță. Adică rupe-mi. Simt că începe să-mi place. Dă mai tare, Nina. Eu o să aminte că am ședință la partid și mie să nu mă vadă ponta cu dunși pe cur. Nici așa, n-am reușit nimic. Eram absolut disperat. Ai auzit de Cocorino? Zici că e jeleu. Știi jeleu? Jeleu-i tare încă. Un coleg de partid mi-a recomandat atunci că, vezi, doamne Nelule, folosește niște pilule naturale. Adică niște pilule, practic, din plante. Nina, dragă, pregătește-te că vin. Hai, Nelule, curaj! Ai auzit de Titus Stil? Este o minciună. Sper că ai luat o saltea puternică și rezistentă, pentru că practic te rup în două. Nina, dragă, îți distrug și splina din tine. Te nenorocesc. Mă simt în formă, mă simt pregătit să te satisfac pe linie pornografică. Uite-te la mine sexy. Mai sexy. Stai așa. În mod absolut incredibil, nici cu aceste pastile naturiste, ciucurelul meu nu-și făcea datorie în pat. Eram disperat, aveam impresia că vreau să-l tai. Nu mai știam ce să fac. Intrasem într-o stare de depresie, de care practic aveam impresia că nu mai pot ieși niciodată. Atunci un alt individ, un alt coleg de partid, mi-a recomandat alte și alte pilule naturiste. Măi, golanule, măi, animalule, practic te bag în mâtă. Mulțumesc, domn președinte. Nu mai vreau niciun fel de medicament naturist. Nu mai vreau ceaiuri din plante. Nu mai vreau niciun fel... Dă leac
practic băbesc. Vreau ceva medicamentos, vreau ceva la nivel chimic care să intre în organismul meu. Gândește-te la ceva care m-ar putea omorâ și micșorează un pic doza. Vreau să bag în mine chimicale care să-mi distrugă tot. De la nivel de ficat, la nivel de splină, să-mi distrugă inima, cordul, vezica biliară, absolut tot, dar să știu că mor cu ciucurelul tare. Ce-mi recomand? Atunci vă pot recomanda pilula albastră. Pilula albastră? La început am fost circumspect. Dar mi-a spus că asta e viața, trebuie să o încerc și pe asta. Prima dată n-am simțit nimic. Dar după o jumătate de oră... Recomand pe această cale cu multă căldură tuturor persoanelor de vârsta a treia care, practic, încă m-ar vota pilula albastră. Vreau să vă spun că de când folosesc această pilulă, viața mea sexuală cu Nina a căpătat niște forme maniacale. Pe această cale vreau să vă spun că n-am întâmpinat decât o singură problemă. Aseară, soția mea, în loc să-și ia pastila pentru osteoporoză, a luat din greșeală una dintre pastilele mele albastre. O mare eroare.